Deschidem Cuvântul Sfânt la Marcu, capitolul 1, vom citi versetul 12 și 13, iar apoi Matei, capitolul 4, de la versetul 1 la 4, iar apoi Deuteronom, capitolul 8, de la versetul 1 la 3, iar apoi 14 la 18. Repet, Marcu capitolul 1, 12, 13, Matei capitolul 4, 1 la 4, iar apoi în Vechiul Testament, în Deuteronom capitolul 8, de la versetul 1 la 3, iar apoi 14 la 18. Să ascultăm cu bucurie aceste cuvinte atât de frumoase și glorioase pentru noi. În dată, Duhul a mânat pe Iisus în pustiu unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. Matei, capitolul 4, versetul 1 la 4. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul acolo, a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 8, versetul 1 la 3. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat-o Domnul că o va da părinților voștri. Aduceți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu. Ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mana pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. tu 14 la 18. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să cezniască apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți facă bine apoi. Vezi? Să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele m-au câștigat aceste bogății și aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Amin. Ocupăm locul, iubiților. Pasajul care s-a citit este o continuare a studiului nostru asupra Evangheliei după Marco. Și în acest pasaj auzim pentru a doua oară cuvintele mântuitorului Isus Hristos. Le-am auzit anterior în Evanghelia după Matei, când s-a prezentat la Botez, la Iordan, înaintea lui Ioan. Și Ioan a spus că el are nevoie de botezul Domnului Isus Hristos și Mântuitorul nostru i-a spus, lasă Ioane că așa se cuvine să împlinim tot ce trebuie împlinit și în traducerea în limba engleză am văzut să împlinesc toată neprihănirea. Bizor, aici în pasajul nostru găsim una din cele mai importante pasaje din Evanghelie și chiar din Scriptură. Pentru că aici, după ce Domnul Isus Hristos s-a declarat și a spus, așa cum am notat în Matei 3 cu 15, căci a venit să împlinească toată neprihănirea, aici, în pasajul acesta, după ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a pogorât peste Dumnezeu Fiul, fiind prezent la botezul Domnului și afirmând identitatea Lui, așa cum este notat în Ioan, capitolul 1, versetul 32 la 34, și după ce auzim glasul lui Dumnezeu Tatăl, în Marcu, capitolul 1, versetul 11, care declară clar și categoric, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Imediat, după botezul Domnului, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a mânat pe Domnul Isus Hristos în pustiu să fie ispitit de diavolul. Este a doua oară când se întâmplă un eveniment atât de important. Dar evenimentul acesta era mult mai important decât primul în care primul Adam, a falimentat. Cu circa 4.000 de ani înainte, primul Adam, creat fără de păcat, creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, așa cum este notat în Genesa 1, 26, 27, primul Adam în condiții ideale, odihnit, sătul, a intrat în arena cu diavolul și a pierdut bătălia. Acum Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, în condiții de cele mai vitrege posibile, împreună cu animale sălbatice, împreună cu șerpi, împreună cu scorpioni, așa cum am auzit și așa cum știm, toate lucrurile periculoase în pustiu, după ce a postit 40 de zile cu perpeții pretutindeni este ispitit de diavolul cu un scop specific: să distrugă lucrarea de mântuire a oamenilor. Biselor, aceasta, în mod general, înainte de a intra în prima ispită, aceasta ne arată cât de obstinat, cât de încăpățânat, cât de înfuriat cât de înverșunat, cât de mâniat, cât de pornit și cât de perseverent se opune satana. Mântuirea oamenilor. Pe când îl vede pe Iisus Hristos, pregătindu-se la porunca Tatălui să înceapă lucrarea publică a mântuirii oamenilor, satana își începe atacul împotriva Fiului lui Dumnezeu. Mântuirea noastră, a fiecăruia, a fost atacată, în primul rând, personal, în persoana Domnului Isus Hristos, răscumpărătorul nostru și Păstorul cel Mare a Oilor. Și întrebarea a fost, și tensiunea a fost, va ceda? Și. Al doilea Adam, în condițiile acestea mult mai puțin decât ideale. Biserică, tot așa și astăzi. Când citim acest pasaj de introducere la lucrarea Domnului Isus Hristos, la dovada că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, este important să ne dăm seama că Satana și astăzi atacă mântuirea oamenilor. He hates it. O urăște. Este tot atât de nervos, este tot atât de, atât de puternic împotriva acestei lucrări a mântuirii că va face totul ce îi stă în putere pentru a opri mântuirea din viața oamenilor și pentru a încerca să doboare, să omoare, să distrugă credința în cei care sunt mântuiți. Prin aceasta, vedem că El și astăzi atacă pe slujitorii Domnului Isus Hristos, care sunt autorizați și chemați și împuterniciți, că Domnul Isus Hristos a fost autorizat, chemat, împuternicit să vestească împărăția lui Dumnezeu și pocăința. Tot așa, el atacă pe slujitorii Domnului, care sunt obiectul atacurilor și, războiilor, și a războilor zilnic a satanei împotriva lor, și nu doar împotriva lor. Când un părinte încearcă să-și trăiască viața pentru gloria Domnului Isus Hristos, este sub atac. Când un copil vrea să vină la Domnul Isus Hristos în momentul și am putut observa aceasta în viața personală, fiecare din noi, și în viața copiilor noștri. În momentul când un copil aude glasul Domnului, spune, auzi, vreau să urmez pe Domnul Isus Hristos. Cum spun americanii, it's like all of hell breaks loose. Parcă cum s-ar declanșa toate forțele iadului pentru a distruge credința acestui copil. Iisus, să ne aducem aminte că victoria a fost a Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul, că al doilea Adam, când a intrat în arena să se debătălie cu diavolul, a ieșit victorios și este Domnul Domnilor și Regele Regilor. Amin. Și să ne aducem aminte. În Evrei, capitolul 4, versetul 16, ni se spune, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul de har și să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați în vremuri de nevoie. În textul nostru, acest atac a celui rău, despre care a vorbit Domnul Iisus Hristos ucenicilor, pentru a le arăta și lor și nouă cum Domnul a biruit și cum trebuie și noi să biruim astfel de atacuri, în textul nostru se prezintă trei ispite distincte. În dimineața acestei zile ne vom uita la prima ispită adusă Domnului Isus Hristos. Această primă ispită adusă de diavolul împotriva Domnului Isus Hristos, are patru subnuanțe distincte care au existat atunci și care există și astăzi în viața fiecărui credincios. Prima nuanță era ispita de a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Întoarceți împreună cu mine dacă doriți. La Matei, capitolul 4, și, de fapt, la Matei, capitolul 3, versetul 17, ultimul verset, și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl declară clar și categoric, și din ceruri s-a auzit un glas. Și ce a spus acest glas? Care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ce face satana atunci când se aude, când se citește și când este scris cuvântul sfânt al lui Dumnezeu? Pune la îndoială acest cuvânt. Observați, spita, dacă ești If you truly are, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Deși textul asumă identitatea Domnului Isus Hristos ca fiind singurul Fiul lui Dumnezeu, întrebarea avea menirea de a deruta gândirea, de a ispiti, de a prinde prin surpriză și prin neașteptate. Să nu uităm, iubiților, terenul pe care am intrat este o prezentare a Fiului lui Dumnezeu, care întotdeauna a fost Dumnezeu din Dumnezeu. Este partea divină a Lui, dar este și partea umană a Domnului Iisus Hristos. Și acest atac a fost împotriva umanității și divinității Domnului Iisus Hristos. Observați, ca să-l ispitească, să-l motiveze pe Domnul Iisus Hristos să-și arate puterea pentru a dovedi cine este, satana îl ispitește. Aceasta ar fi însemnat ca Domnul Iisus Hristos să-și folosească puterea lui în afara voii clare a lui Dumnezeu. În alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu să acționeze independent de Dumnezeu Tatăl prin neascultare de voia lui Dumnezeu. Tot așa a făcut Satana, șarpele cel vechi, în Grădina Eden a pus sub semnul de întrebare cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și în Genesa, capitolul 3, versetul 1, observați, spune Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu și el a zis femeii, punând sub semn de întrebare, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Iubi să vă vedeți, când diavolul reușește să pună la îndoială acest cuvânt, întotdeauna va avea câștig de cauză. Ispitele progresiv devin tot mai grele, tot mai adânci, tot mai profunde, dar începe cu o scuturare puternică. Începe cu ceea care este sigur că va altera procesul gândirii, trăirii oricărei persoane, inclusând fiul lui Dumnezeu. Astăzi, ispita este aceeași. Să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Prin sistemul secular condus de diavolul, care neagă și de fapt ignoră cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Știu că în anii 1960 Biblia a fost scoasă din sistemul educațional a Statelor Unite ale Americii. Și cei care urmăresc statistici au văzut căci n-a trecut un an, doi, trei și rata crimelor, rata avorturilor, rata destrăbălării în Statele Unite ale Americii, dacă a fost la un minim, a crescut vertiginos în momentul când Sfânta Carte a fost scoasă din sistemul școlar. Iubiților, noi nu suntem atât de preocupați de Biblia fiind scoasă din sistemul școlar. Noi suntem preocupați de Biblia fiind scoasă din familie. Unde nu se mai citește, unde nu se mai ia seama la ea. Este adevărat. Evoluția a înlocuit, a încercat să înlocuiască creația. Și aceasta, este, și aceasta nu este o manevră subtilă sau o manevră neintenționată sau o manevră a științei. Este o manevră diabolică în care a încercat să atace copiii noștri și mintea noastră. Este important ca și copii al lui Dumnezeu să nu lăsăm ca această carte. Să fie pusă sub semnul de întrebare, ci să o citim, să o iubim, să o trăim și să o proclamăm altora. Da, iubiților această ispită de a pune sub îndoială Cuvântul Sfântului Dumnezeu a infiltrat și prin teologia liberală, care nu crede căci Cuvântul Dumnezeu este Adevărul Absolut care nu este gata să declare că Biblia este inerantă, fără eroare și infailibilă. În alte cuvinte, acolo unde vorbește, vorbește cu o acuratețe de 100% și iubisor vorbește despre toate lucrurile. Când vorbește de creație, vorbește fără eroare. Când vorbește despre istorie, vorbește fără eroare. Unii, de exemplu, acest teolog Eberly, care a scris cartea Teologia sistematică pentru noua reformă apostolică, spune că nu este gata să spună că Biblia este inerantă și infailibilă, ci se folosește de un termen folosit de mulți teologi de astăzi care spune că ia Biblia în serios. I take the Bible seriously și cum ai lua un tichet care primești de la poliție în serios. Ei, dar dacă e în serios, îl poți contesta, nu? Că dacă spui că nu ești vinovat. Și tot așa și ei, în această teologie liberală care a infiltrat comunitățile noastre, care spune că Dumnezeu aduce revelații proaspete și interpretări proaspete și putem să avem și o altă cale de mântuire, putem să admitem și un alt Duh. Aceasta este o ispită pe care Domnul nostru Iisus Hristos a biruit-o. El a ținut sus Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă prin răstălmăcirea Scripturii care a existat în perioada apostolică. Să nu uităm, iubiților, răstălmăcirea Scripturii nu este un fenomen nou. Este notat în Galateni, este notat în Efeseni, este notat în Coloseni, este notat în, în Corinteni. Sau prin a adăuga sau a lua din scriptură. Da? Aceasta a fost primul atac. Ispita de a pune la îndoială cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Tot în apropiere de acest atac a fost un alt atac asupra Fiului lui Dumnezeu, care este prezent și astăzi în mijlocul nostru. Și anume, ispita de a pune la îndoială ce înseamnă ca Domnul Isus Hristos să fie Fiul lui Dumnezeu. Bine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, înțeleg că ești Fiul lui Dumnezeu. Admit că și draci și cred și se înfioară. Dar haideți să alterăm un pic ce înseamnă aceasta. Pentru că dacă putem altera ce înseamnă aceasta, intrăm în curs al Lui. Domnul Iisus Hristos, iubiților, a fost dus de Duhul Sfânt în pustiu prin voia Tatălui și a Duhului Sfânt și a lui. A fost voia tatălui ca el să postească 40 de zile și a fost voia tatălui ca el să fie încercat, ispitit de diavolul. La prima vedere, ispita era ca Domnul Iisus Hristos să împlinească o nevoie fizică absolut legitimă, trupească, de mâncare. Dar în afara voi, Tatălui! Să privim un pic mai adânc la jocul diabolic în spatele ispitei. Diavolul a încercat să îl convingă, să aibă o redefinire de ce înseamnă ca Domnul Iisus Hristos să fie Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce să rabzi 40 de zile în pustiu. Cum ar putea tatăl să permită ca fiul lui prea iubit să sufere foame pentru 40 de zile? Așa ceva nu poate exista. Dacă poporul rebelios Israel a primit mană în pustiu, tu? De ce? Să sufere foame. Nu scrie în Isaia 33, 16? Îi se va da pâine? Și apa? Nu-i? Va lipsi? Ce cauți în pustiu? Ce cauți în astfel de situații? De ce te pui aici și dacă te-ai pus aici, poate nu ți-ai înțeles chemarea sau poate Tatăl nu-l interesează de tine. Umanitatea ta are nevoie de mâncare. Dacă Dumnezeu lasă pe Israel să moară, dacă lăsa pe Israel să moară în pustiu, cum își împlinea planul lui pentru mântuire? Și dacă tu vei muri în pustiu, cum îți poți împlini misiunea de a fi mântuitor? Scopul ispitei nu era doar ca Domnul să împlinească nevoia mâncării, ci de a-l convinge că a fi flămând și în lipsuri era incompatibil cu a fi Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos era mult prea important, sugera El, demitatea Lui era mult prea mare ca El să flămânzească și să experimenteze lipsuri. Da, este adevărat, a fost născut în Iesle, umil, smerit. A trebuit să fugă pentru viața lui în Egipt, un fugar din copilărie. A petrecut 30 de ani în Nazaret, în Galileea, necunoscut de nimeni, fiul Templarului. Cam ajunge. Smerenie. Nu am învățat destul? Este suficient să simtă umanitatea noastră. A fost destul 30 de ani să simtă aceste lucruri. Dar acum a fost declarat ca fiind fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a spus acest lucru și era timpul să-și folosească autoritatea divină pentru a-și împlini nevoile fiului fără voia Tatălui. Ispita să desconsidere și să aibă o negație clară, să meargă el împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Observați, iubiți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Mesia. Isaia 53, 3 și 4. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că se întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințe noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Aici a fost punctul de atac dacă ești fiul lui Dumnezeu, nu asta înseamnă să fii fiul lui Dumnezeu. Nu asta înseamnă ca noi să fim pocăiți, să răbdăm, să suferim, smerenie, peste smerenie, să învățăm prin necazuri și prin dureri. Nu! Noi merităm avioane, milioane, colecte, peste colecte. Dacă cumva suntem bolnavi, un pocăit nu trebuie să fie bolnav, nu trebuie să fie sărac, nu trebuie să rabde. Știi? This is a real temptation. Da, iubisori, spita aceasta a continuat. Nu s-a oprit diavolul. A continuat în următorii circa 3,5 ani și este notat din nou aceeași spită. Matei 27, versetul 40 și 42 și 43, tot din Matei 27, observați. Și ziceau, pentru că nu l-a putut deruta aici, să redefinească ce înseamnă să fii Mesia vine și încearcă înainte de victoria morții și a lui și ziceau, tu care strici templul și zidești, și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuși. Cum? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară de pe Cruce. Matei 27, 42. Pe alții i-a mântuit. This is more intense. Intensitatea devine tot mai puternică. Insulta devine tot mai puternică. Dacă ești mântuire, dacă ești mântuire, vom crede toți. Vei putea ca să ai o victorie extraordinară. Doar un pic să fie neascultarea cuvântului lui Dumnezeu și un pic să fie în afara voii lui Dumnezeu. Nu putem înțelege Evanghelia lui Marcu, lui Matei, lui Luca și a lui Ioan, dacă nu înțelegem aceste ispite care au venit împotriva Domnului Iisus Hristos. Pe alții a mântuit, dar pe side nu se poate mântui din nou dacă este împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce. Și ce spune? Și vom crede în El. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, cu un timp înainte, când a vorbit despre Lazar și bogatul, a spus, dacă va învia cineva din morți, desigur că vor Crede. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Au pe Moise și pe proroci. Dacă nu cred, cuvântul. Vor crede dacă învie cineva din morți? Nu. Dar a fost o ispită. Vesetul 43 din Matei 27. Acum este o insultă și mai puternică. S-a încrezut în Dumnezeu să scape. Acum Dumnezeu. Înapoi, înapoi, la botez. Dacă îl iubește. Nuanțele pentru celelalte două ispite, am acoperit doar două, din dimineața aceasta vom acoperi doar două, cu ajutorul Domnului viitoare vom acoperi celelalte două la prima ispită. Nuanța este dacă s-a încrezut în Dumnezeu să scape, dacă îl iubește, că ce-a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu, ibisul la mâncare primul Adam a căzut. Și tot aici a dorit să-l ispitească diavolul pe Domnul Isus Hristos. A dorit să fie neascultător, rebelios împotriva Tatălui a căutat să pună o fisură, să dea o lovitură puternică în triunitatea lui Dumnezeu. Dragostea, încrederea absolută a fiului în tatăl și a tatălui în fiul a încercat ca să o rupă, să nu facă nicio greșeală. Aceasta a fost o insultă puternică împotriva dumnezeirii și întrebarea este în condiții atât de grele, ce a făcut Domnul Isus Hristos? Slăvit să fie Domnul! Astăzi, după porunca Domnului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, să ne aducem aminte că avem la dreapta Tatălui, Domnul și Dumnezeul mântuirii noastre, care a fost ispitit în toate, ca și noi, dar fără de păcat, de aceea să dăm la o parte orice păcat și orice legătură care ne oprește și să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul de milă de har și de îndurare a Domnului nostru Isus Hristos. Biserică, pentru noi astăzi este timpul să nu mai cumpărăm gogoșii teologiei prosperității care spune că a fi în voia lui Dumnezeu, Înseamnă să n-ai încercări, necazuri și dureri. Nu uitați, nu uitați ce spune Duhul Sfânt, autentic, al lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 14, versetul 22. Pentru că diavolul va pune la îndoială realitatea relației noastre cu Dumnezeu va pune la îndoială dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu și ne va arăta ecran, peste ecran, în care va spune căci cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat. Și în acest ecran, observați, contra acestui ecran, în fapte 14 spune, întărind sufletele a cui? a ucenicilor, în biserica primară și ucenicii au avut nevoie să fie întăriți, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna și stăruia să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Da, iubiților, dacă ne-am încrezut în Dumnezeu, e posibil că vom suferi, e posibil că vom avea probleme, e posibil că lucrurile acestea se vor întâmpla, dar binecuvântăm pe Domnul și pe Dumnezeul nostru, că El este acel care veghează asupra noastră. Ne dă putere, ne dă har, ne dă binecuvântare să putem trece orice ispită pentru gloria Domnului Iisus Hristos. Dar, ibiților, sunt um, încă două nuanțe ale primei ispite, care le vom acoperi cu ajutorul lui dat, Domnului data viitoare, um, care devin tot mai agresive, tot mai, uh, tot mai uh, grele pentru Mântuitorul Iisus Hristos să le treacă, dar slăvit să vedem că le-a trecut. În concluzie, iubiților, haideți să vedem cum fiul lui Dumnezeu a biruit ispita how did he do it aceeași metodă care a folosit care a folosit o Domnul Isus Hristos trebuie să fie și metoda pe care o folosim noi observați răspunsul Domnului Isus Hristos pentru a birui ispita era o afirmare și o încredere de plină în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos folosește Scriptura ca și scut și ca și sabie, în apărare și în atac, defensiv și ofensiv. Domnul Iisus Hristos iubește, cunoaște, înțelege, interpretează, trăiește și aplică cuvântul sfânt în viață. Acesta este adevăratul mod de a lupta ca să dorim să fim, dacă dorim să fim siguri de victorie. Și anume, este scris. Cunoscând contextul, de aceea am citit partea aceasta din Deuteronom, cunoscând contextul, era clar căci diavolul a fost biruit prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. De acest adevăr, Efeseni, capitolul 6, versetul 16 și 17, ne spune Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, credință în Domnul Iisus Hristos și de, pe Domnul Isus Hristos îl cunoaștem de unde? din Scriptură, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile azătoare a celui rău. Când vine cel rău și atacă, nu te lua la filosofia greacă, nu te lua la teologia liberală, nu te lua la carisme și visuri. Iată și ține-te tare de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Este scris. Ne putem baza viața pe acest lucru luați și coiful mântuirii. Acesta este defensive. Away. Și apoi sabia Duhului, care este ce? Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm cum să mânuim această sabie. Trebuie să învățăm aceste versete, să le ascundem în inima noastră, ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Bisor, voi încheia notând următoarele. Când sistemele religioase sau indiviz descurajează citirea și studierea Scripturii de poporul lui Dumnezeu, ei îi privează, împiedică pe cineva să se bucure de un avantaj și de un drept pe care îi se cuvine de ceva necesar prin care biruința lor poate fi păstrată. Este ca și cum ar face un târg, o înțelege cu satana, cu cruzime pentru suflete, care satana le va distruge după plăcerea lui. Că romano-catolici, când, romano când ortodoxi răsăriteni, ortodoxii noștri din România, ne auzi, n-ai voie să atingi Biblia. ne ia scutul, ne ia sabia și ne pune la bătălie fără nici o armă. Nu este cruzime? Bisolor, gândiți-vă, cine în spatele unui astfel de mișcări zise religioase, dacă nu diavolul? Dar când de la învoanele bisericii Se vorbește și se predică doar povești și nu cuvântul adevărului. Când ne pasionează teatru și spectacol și nu proclamarea cuvântului, ce facem? Lăsăm turma să fie pradă lupilor și o pradă ușoară. Dar noi, când deși de la învoanele bisericii se predică cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, deși îl avem cel puțin o copie de cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre și slăvit să fie Domnul, avem în mai multe limbi, și avem acces la limbajul original, avem acces la atâtea informații binecuvântate astăzi. Și noi când nu mai citim și nu mai punem valoare pe acest cuvânt și spunem, auzi, am nevoie de altceva, de povești, de istorisiri plăcute, de ceva care să-mi gâdele urechile, ce facem? Decât ne supunem și mergem pe terenul de bătălie mândri Semeți, ne suim pe munte, că vom birui. Și Domnul spune, nu, te va mânca de viu. Dacă Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, a știut că este un singur lucru care este eficați în a lupta împotriva satanei, care este cuvântul Sfântului Dumnezeu, când ne aducem aminte de El astăzi, să ne aducem aminte de Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind victorios și care a biruit prin cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Amin. Haideți, iubiți și să ne ridicăm cu toți în picioare, să venim într-o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu, să-i mulțumim că El a fost victorios. Și pentru că el a fost victorios, noi astăzi existăm. Noi astăzi suntem copiii lui. Nu destinați falimentului, ci destinați victoriei în numele sfânt al Domnului Isus Hristos. Haideți să-i mulțumim din nou proaspăt pentru cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă cumva l-am neglijat, dacă cumva l-am pus deoparte sau pe un loc secundar, dacă cumva am încercat să facem curățenie în viața noastră personală, în afara Cuvântului, în familia noastră, în afara Cuvântului, dacă cumva ne-am lăsat îndoctrinați de gândirea lumii acesteia, de teologia liberală, haideți să recurgem înapoi la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care vom avea victorie, căci omul nu trăiește numai cu pâine și cu orice cuvânt care este din. gura lui Dumnezeu Amin.